Vă și vouă de asemenea, bine ați venit la noi. Așadar, această formă de sport, karatele, cred că este o variantă extrem de bună pentru toți părinții care vor să-și, care vor ca copiilor pe perioada de vară, pe perioada timpului liber, să-și ocupe într-un mod util și folositor și să-și risipească energia într-un mod constructiv. Da, într-adevăr, artele marțiale au un efect benefic asupra organismului și dezvoltă armonios copiii pe toate planurilor, atât fizic cât și psihic. Mai ales pe partea psihică, aici sunt mai multe influențe, în sensul că copiii devin mai conștiincioși, mai atenți, mai perseverenți și acest lucru îi va ajuta foarte mult în viață, indiferent că vor face performanță în karate, sau se vor lăsa și vor avea fiecare un job, o funcție. Karateul te perfecționează și îți oferă niște calități foarte frumoase. Care este vârsta la care părinții ar putea să-și aducă copiii la cursurile voastre? Copiii pot începe karate la vârste foarte mici, 4 ani, 5 ani. Noi de anul acesta vom face înscrieri de la 6 ani, vârsta minimă, 6 ani. Înscrierile vor începe pe 15 septembrie la Palatul Național Copiilor, 15-30 septembrie, în acea perioadă, se vor face înscrierile. Noi tocmai ne-am întors de la campionatul mondial de karate din Cehia. Felicitări! Campionatul mondial, care este un campionat special, se organizează doar din 3 în 3 ani. Este o linie foarte veche a maestrului Kanazawa. Primul campionat s-a desfășurat în 1983 la Tokyo. Următorul, în 2022, va fi tot la Tokyo, în Japonia. România a participat acolo cu o delegație destul de numeroasă. A obținut foarte multe medalii. Mulțumim pe această cale domnului Cătălin Bucur, președintele SKI România. Pe lângă dezvoltarea de care am vorbit ceva mai devreme, din câte știu, karatele oferă și varianta de a învăța tehnici de autoapărare. Da, unul dintre scopurile principale pentru care părinții și-au copiii la karate este acela de a învăța să se apere, da? În cazul unei lupte. Dar să știți că mai mult decât atât, după ce învață aceste tehnici, ei învață să devină mai diplomați, mai atenți și de multe ori evită pe cei care îi văd că nu sunt pregătiți, îi conștientizează impactul loviturilor, își dau seama ce înseamnă o lovitură de pom, o lovitură de picior și de multe ori reușesc să-i convingă pe cei care vor să-i lovească că e mai bine să se împrietenească. Asta nu înseamnă că ei... În acest sport vorbim și despre echilibru mental, nu? Echilibru mental, da. Transformările apar foarte repede, chiar de la prima lună de karate. Toate procesele elementare de gândire, analiză, sinteză, comparație, clasificare se îmbunătățesc. Și sperăm în peste ani viitorii practici ele și în karate. Da, niște copii foarte, foarte talentați. Vă spuneam despre calitățile mentale. Aici înveți să-ți controlezi emoțiile. Noi participăm cu ei și la concursuri și acolo apar fel și fel de emoții. Asta este foarte important pentru că mulți copii sunt timorați, sunt introvertiți și sunt timizi. Da, cei mai agitați, să știți că la noi la karate se calmează, devin mai atenți, mai respectuoși. Iar cei mai timizi încep să se integreze în grup, mai sociabil, capătă încredere în ei, stima de sine crește foarte mult și rezultatele lor se îmbunătățesc cu toate mediile în care se învăță. Karatele ajută de asemenea și la o dezvoltare fizică armonioasă. Da, toți mușchii sunt antrenați în acest efort, iar cei care practică karate, urmăriți acum, marțiale, își dezvoltă un corp foarte doi frumos. Doi băieți de excepție, Pantelimon Andrei și Bolboceanu Dominic, campion național la karate, la probele de kata și la kumite. Urmăriți un kata acum foarte avansat din karate, Kankusho se numește, iar ei sunt printre cei mai buni copii care reușesc să execute aceste mișcări. Observ de asemenea că acești copii au centuri de culori diferite. Cum se diferențează acestea? Ce reprezintă fiecare culoare în parte? Din 6 în 6 luni sau din an în an, pentru cei mai mici, se dau aceste examene de grad, examene impuse. Sunt niște tehnici impuse care ei trebuie să le cunoască. Bineînțeles că trebuie să dobândească și niște calități mentale, după cum vorbeam mai devreme, să fie cu minți, să fie atent, să fie respectoși. Iar după 6 luni, 8 luni de zile, să știți că aceste transformări sunt vizibile. Ce presupune acest sport dacă vrei să-l faci de performanță? Pentru că marea majoritate a copiilor din generația Cheleș îl realizează la rang de profesioniști, nu? De profesioniști. Da, da. Din păcate, noi nu avem nicio susținere din niciun punct de vedere. Doar simplu fapt că avem o sală care și aceea o împărțim cum putem. Eu momentan chiar îmi desfășor cursurile pe scări, adică nu avem sală. Dar ca și reguli, ca și program, ca și restricții.
Restricții de automat, parte, trebuie să ai un program de somn, trebuie să mănânci sănătos, respecti antrenamentele minim 4 pe săptămână minim și așa 4. Mai departe. Da. La fel aveți campionul național de la copii 6 ani. Costurile sunt cel mai bun copil din țară la kata la 6 ani. Concursurile se plătesc de ei, de părinți. Părinții suportă absolut tot. Tot ce înseamnă concurs, echipament, transport, cazare la hotel. E destul de costisitor la un moment dat. Știu că de asemenea voi realiza și multe cantonamente cu copiii pentru a-i da, pregăti avem multe cantonamente intens. Și mulțumim pe această cale ProEduz pentru că am obținut o tabără gratuită acolo, iar noi am folosit tabăra gratuită pentru a ne antrena. Practic acolo mergi, dai 3 mese pe zi, stai la soare, dormi, program de tabără, dar noi am făcut 2 antrenamente pe zi, regim militar. Și lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult. Vorbeați de un regim alimentar destul de strict atunci când vorbim de niște copii care fac acest sport la modul cel mai serios, nu? Pentru că ne-ați prezentat până acum campioni naționali, unul și unul. Ce au voie să mănânce și ce nu au voie să mănânce? Da, chiar am discutat și cu ei, dar mai ales cu părinții, pentru că obiceiurile alimentare nesănătoase, știm cu toții, băuturile acidulate, dulciurile în exces, mâncarea prăjită nu face bine sportului. Mergem pe o alimentație sănătoasă, adică legume, fructe, cărniță făcută mai mult la cuptor, fiartă. Chiar copiii, să știți, cei care vin la karate, chiar mănâncă ciorba de la prânz. Asta este minunat, că mergeți pe alimentație sănătoasă, pe care ar trebui să meargă, cred că, orice copil, nu neapărat da, cei nu, care mai, fac copii, sport. Familiile, în cadrul unei corect. Familii trebuie să se stabilească niște reguli alimentare. Da, bănuiesc că fiind copii, după un antrenament destul de greu și intens, unde se pierd multe calorii și energie, mai simt și nevoia de ceva dulce. Au voie? Da, bineînțeles că au voie de dulce, dar noi îi sfătuim să spună mămicii să gătească ceva, da, ceva la cuptor. În comerț nu prea avem, în afară de fructe, care e un desert fantastic, putem prepara acasă, tarte, checuri. Observ că voi aveți centura neagră. Cred că este cel mai înalt nivel pe care îl poți atinge în karate. Cât de greu este să reușești să câștigi această centură neagră și cât de greu este să te menții acolo? Go! La urmă. O centură neagră înseamnă în primul rând educație, înseamnă în primul rând echilibru. Înseamnă că ai calități pe care toți cei din jur trebuie să le urmezi. Adică devii un model. Asta înseamnă centura neagră, din punctul meu de vedere, un model. După 10 ani, într-adevăr, de tehnică, dai examen și din punct de vedere tehnic, ai centura neagră. Dar calitățile mentale și de comportament, acestea se dovedesc. Noi spunem că în karate, în acest sport, educația este pe primul loc, iar centurile negre chiar sunt niște profesori, în adevăratul sens al cuvântului. Noi avem centura neagră un an, încă din anul 2005. Acum avem centura neagră 4 ani în karate. Este un grad destul de înalt pentru noi. Și ne gândim pe viitor, probabil la 5 ani, 6 ani, dar v-am spus, trebuie să treacă o perioadă, 5 ani, 6 ani și așa mai departe. După centura neagră, 6 ani, 7 ani, aceste titluri se dau Seiza, față-față. Ca respect Seiza cu partenerul, față-față. Cei care promovează exact, artele marțiale mai mare între voi, care duc tinerile generații și astfel ei devenind modele pentru cei tineri. Care sunt principalele lucruri pe care un părinte ar trebui să le cunoască și să le știe atunci când dorește să-și dea copilul la karate? În primul rând trebuie să știe că copiii nu se lovesc. Foarte mult părinții vin și întreabă să nu se lovesc, are o problemă, să nu cadă, să nu... Ceilalți să știți că la la karate, perioada de început, lucrăm în aer, uitați, chiar și acum avem un exercițiu de kumite, ei învață să lovească cu control, să nu se atingă, bineînțeles că nu se poate din prima, dar ușor, ușor exersând, ei absolut niciun impact deci, asupra copilului. Din punct de vedere fizic, copiii se vor dezvolta armonios. Da? Cei mai grăsuți vor pierde în greutate, da? Și vor avea un corp suplu, frumos. Cei mai slăbuți vor pune ceva mușculos pe ei. Hai, vor începe să mănânce mai mult acasă și alinierea frumos, respectoși, mai conștiincioși, mai cuminți. Ai spune că băieții sunt cei mai pricepuți, dar cred că și fetele pot fi niște karatiste formidabile. Ușor, ciocu, da, la noi în club, atât băieții cât și fetele sunt la fel de buni. Două, da? Fetele sunt mai cuminți, într-adevăr,
băieții sunt puțin mai năzdrăbani, dar cum vă spuneam, în karate totul se echilibrează, există un plus și minus. Echipa te ajută, echipa te ajută foarte mult. Mulți părinți lovesc de problema copiilor care fac acele crize de nervi acasă, în magazine, în public, acei copii extrem de agitați și de nervoși. Ar trebui acei părinți să-și ducă acel tip de copil la karate? Ajută acest sport pentru calmarea crizelor de nervi? Este indicat pentru absolut toți copiii să practice karate, pentru că în karate înveți să ai răbdare. Înveți să stai într-o formație, să urmărești colegul din față. Înveți să respecti niște principii și niște reguli. Automat, lucrând cu tine, să ai răbdare, să te controlezi. În public nu vei mai avea reacții virulente. Și chiar vreau să spun mai mult decât atât, din punct de vedere mental, artele marțiale chiar vindecă anumite afecțiuni, ADHD, probleme de atenție. Deci îi disciplinează complet. Din toate punctele de vedere. De asemenea, își pot face și prieteni, pentru că sunt foarte